Bun găsit la Dincolo de Știri! Astăzi, familia regală s-a aflat dis de dimineață într-o vizită privată la Târgoviște. Regele Mihai a vizitat mănăstirea Dealul, locația aleasă deloc la întâmplare, și asta pentru că majestatea sa a urmat cursurile liceului militar Ferdinand, din imediată apropiere a locașului de cult. Regele Mihai a fost însoțit de majestatea sa Regina Ana, alături de alteța sa regală Principesa Margareta, alteța sa regală Principele Radu, alteța sa regală Principele Nicolae, dar și de alți membri ai casei regale. Aici a fost întâmpinat de înalt preasfinția sa Nifon, arhiepiscop și mitropolitul Târgoviștei. And the parents of them. Oh, yeah. Mrs. Fire. Welcome. And Mrs. Very happy. Sister Rebecca. Bless you, my dear. And you, cine ești? Eu sunt avocatul. Domnul avocat. Îmi pare bine, doamnă. Majestate, să mergem puțin în biserică câteva minute. Este o biserică extraordinar de importantă, pentru că majestatea sa regele a venit în 2001 să participe la o mare festivitate aici, la Mănăstirea Deal. Și anume 500 de ani de la sfințirea bisericii. 500 de ani. Majestatea sa regele și regina au fost oaspeți de onoare atunci, în 2001. De acolo, toată partea aceea și internatul a fost dincolo de mănăstire. Așa încât Prințul Nicolae să știe că a venit aici pe urmele strămoșilor. În al preasfinția sa Nifon, arhiepiscopul și mitropolitul Târgoviștei le-a prezentat locașul de cult, unde se află capul lui Mihai Viteazul, primul unificator al românilor, dar și voievodul cărturar Radu cel Mare, precum și alte personalități ale istoriei noastre naționale. Mănăstirea Dealului este ocotită ca un fel de shrine național, national shrine. Și aici a fost primul tipar unde s-au tipărit cărți românești. This was the place where the first Romanian books were printed. O să vă spun mai departe, când mergem la reședință, că acum un an am tipărit într-o ediție jubiliară liturghierul lui Macarie, cu prilejul împlinirii a 500 de ani de la tipărirea lui. Last year they printed a jubileum edition of the one of the first liturgical texts in Romanian at 500 years from its first printing. Datorită domnitorului cărturar și mare om de cultură, Radu cel Mare, care este înmormântat aici. It was printed in the time of the great ruler Radu the Great, who is buried here, and he who was a very learned person. Iar aici avem ceea ce toată lumea consideră că e ceva de mare importanță, capul domnitorului Mihai Viteazul. And there is interred the head of ruler Mihai Viteazul by Romania in the 1600s for the first time. Deci, majestatea voastră, ați fost aici, ați văzut și mă bucur că și ceilalți care vă însoțesc
pot să vadă locul unde capul lui Mihai Viteazu, cel care a unit cele trei provincii românești, timp de 7 luni de zile, cel puțin, adică Țara Românească, Moldova și Transilvania. Și acum 9 ani, când noi am comemorat 400 de ani de la decapitarea lui, a fost un moment deosebit de important și majestatea voastră ne-ați onorat cu prezența. Aici este o mică pictură care arată ceremonia readucerii capului lui Mihai Viteazu după primul război mondial, când a fost socotit ca un mare juvaier, ca o bijuterie națională, capul lui Mihai Viteazu, și atunci a fost salvat și dus în Moldova undeva. Și aceasta e ceremonia când a fost readus la Mănăstirea Dealul, unde a fost de la începutul. Deci, aceasta înseamnă pictura de aici. After it was rescued from the Dutch and German troops in the First World War, and they got the shot. It's gone on for years and on the front. Exact. A mai trecut timp de atunci. Și mai sunt și alți domnitori, nu vreau să vă iau din timp, pentru că probabil Maica Stareță dorește să ofere câte o broșură a Mănăstirii Dealul ca să faciliteze, în sfârșit, timpul pe care îl petrecem datorită celor 37 de grade din afară. Deci sunt foarte mulți domnitori de asemenea aici, mai mulți. Să intrăm numai puțin. Aici este patronul Majestății voastre, Arhanghelul Mihail. Arhanghelul Michael. Și pictura este nouă, nu are decât vreo 25 de ani, pentru că se deteriorase foarte mult pictura veche. Și atunci Comisia Monumentelor Istorice au hotărât să se facă o pictură nouă. De aceea vedeți așa în această situație, pentru că este oarecum nou. Nu mai era aproape nimic din cea veche, nimic nu mai era. De aceea că altfel cei de la monumente sunt foarte stricți. Dacă a rămas puțin, nu dă voie să fie luată. Că așa e frumos. Da. Încât Maica Stareță, nu aici, bine, hai spune. Dar scoate. Maica Stareță vrea să vă ofere, spune în limba română. Broșură cu Mănăstirea Dealul și un triangul. Da, și toți. Când sunt tipuri? Când au fost tipuri? Anul trecut. Sigur, e ceva nou aici. Și fiecare o să... Când ieșim, ca să nu luăm timp. Sigur că da. Deci, alte lucruri deosebite nu vă putem spune, decât că Mănăstirea Dealul a intrat în conștiința neamului românesc, a Bisericii Ortodoxe Române, care este Biserica Națională a Poporului Român. Deci aceasta înseamnă Mănăstirea Dealul și când am vorbit în legătură cu programul, eu am spus că e bine să veniți aici, să vă amintiți când ați fost la școala militară, la liceul militar, și să arătați tuturor așa locul acesta, măcar pentru scurt timp, ca să ne ancorăm în istorie. Fără stabilitate și rădăcini, noi nu putem continua, chiar dacă avem crize economice, sociale, astea vin, pleacă, cu rugăciune la Dumnezeu le rezolvăm pe toate. Numai dacă știm să ne ancorăm în istoria neamului. De aici se vede foarte frumos Târgoviște. Este o vedere foarte frumoasă de la mănăstire. Așa știau strămoșii noștri să aleagă locurile. După ce au vizitat Mănăstirea Dealul, membrii familiei regale au fost la Paraclis și la Muzeul Arhiepiscopal și Mitropolitan al Târgoviștei.